Un secol și jumătate de istoria imperiilor și principatelor de la Dunăre, așa cum a fost reflectat în reprezentările cartografilor, este tema expoziției itinerante Spații fluente, hărți ale spațiului dunărean 1650-1800, găzduite în aceste zile de Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Această expoziție, inițiată de Arhivele Landului Baden-Württemberg din Germania, are la bază colecțiile de hărți și planuri constituite în scopuri militare de principii case de Baden, la care se adaugă colecția Institutului de Istorie a Șvabilor Dunăreni din Tübingen, dar și piese din colecții particulare. Perioada secolelor 17-18, explorată în această expoziție, coincide cu perioada de expansiune a Imperiului Habsburgic și a confruntărilor cu Imperiul Otoman. La 1650, confruntarea dintre imperial și otomani intră într-o nouă fază. 1683-1699 are loc, da, marele război cu turcii, cum este denumit în istoriografia germană, și în urma acestui război, Imperiul Habsburgic cunoaște o expansiune de neimaginat până atunci, anume de 1000 de kilometri până în Carpații Orientali sau până la în segmentul întâi al Dunării de Jos. Un mare istoric francez, Pierre Chauny, vorbește de fapt despre expansiunea Europei. Nu este vorba doar despre expansiunea unei stăpâniri, ci aceasta este însoțită de reforme structurale, de transferuri în toate domeniile vieții. În reprezentările cartografilor regăsim descrieri ale orașelor și fortărețelor, dar și a noilor rute comerciale. Pe hărțile imperiale regăsim și portul Galați, evidențiat ca punct de legătură pe Dunăre între Europa Occidentală și Europa Răsăriteană. Noile hărți, având ca element liant Dunărea, au contribuit și la conturarea unei identități europene comune. A subliniat într-o intervenție de la distanță ambasadorul României la Berlin, excelența sa, domnul Emil Hurezeanu. Țările noastre din avarul Dunării sunt recunoscute în sensul invers de la vărsarea Dunării spre izvoare ca entități noi, ca entități creștine cu o cultură și aspirații europene, sunt noile descoperiri ale Europei. De fapt, această expoziție și Dunărea sunt mementouri ale invenției Europei, ale reașezării, reclădirii Europei. Demersul cercetătorilor germani privind dimensiunea istorică a Dunării în secolele 17-18 este unul ce ar trebui continuat, a arătat în calitate de anfitrion al ediției Gălățene a expoziției, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Este o temă pentru noi, Dunărea de Jos cu germanii, să nu ne oprim la 1800. Scopul venirii la Dunărea de Jos este să aducem Dunărea la zi. Comisia Europeană a Dunării arată că nu avem hărțile Dunării în secolul XIX, ceea ce e foarte grav. Arhiepiscopia și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini continuarea cercetărilor cartografice în vederea completării imaginii Dunării ca liant istoric, economic și cultural între Occident și Răsărit.